Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu următorul video despre site-ul Deposit Network, unde la înregistrare se dă un bonus. În acest video voi explica cum facem verificarea și cum dăm la procent acest bonus. Deci, când intrăm în contul nostru, trebuie neapărat de îndeplinit datele noastre. Dacă nu completăm, nu o să putem folosi venitul care îl avem din bonusul dat la procent. Doar cei care fac verificarea, cei vor primi venitul din bonus. Deci eu l-am completat. Deci trebuie să apăsați pe acest creion unde adăugați o poză, apoi toate spațiile libere trebuie completate. Unde introduce data de naștere, țara, orașul, adresa și Skype-ul pentru contact. Apoi apăsați pe salvare. După ce ați făcut acest moment, vă ridicați sus. Eu am făcut deja și nu o să fac de nou. Adică nu salvez, datele care deja sunt salvate. Apăsăm creion, dar după ce ați făcut îndeplinirea datelor, trebuie să apăsați butonul acesta de verificare. Unde trebuie detașat niște documente. Eu deja le-am făcut. Deci prima pas trebuie de ales din trei variante buletin identitate, pașaport ori permis de conducere. Deci prima e pașaport, la mijloc buletin, permis de conducere și la o margine buletin. Deci care document aveți scanat, acela trebuie să alegeți. Mai jos acolo scriți numărul la document, apoi alegeți din calculator de unde să adăugați fișierul. Eu pur și simplu acum pot arăt că am dat actele mele, așteptă verificare. Deci ori vor fi primite, acceptate, ori va fi scris condiția de ce sunt refuzate. Deci prima atașăm un document. În al doilea pas, ni se cere să facem o poză, selfie, la buletinul care l-am trimis în mână, în așa mod ca în spate să fie site-ul Deposit Network deschis. Și în același timp să fie față cu cardul în mână. De pe. Toate trei elemente trebuie să fie într-o poză. Acolo când o să ajungi la pasul 2, o să fie și arătat o imagine ce trebuie să fie. Deci faceți mai multe poze până reușiți să faceți așa o poză. Și atașați. Deci două poze trebuie să fie. Una la buletin sau ce document acolo aveți. Și a doilea la selfie. După ce le-ați trimis, trebuie să apară așa ceva. Că se verifică. Până la 3 zile poate să fie, până la 72 de ore. Între timp, intrați după ce ați făcut trimiterea actelor la depozit, așa a doilea. Și uitați-vă cât monete aveți bonus. Dacă aveți doar 15, înseamnă că 15 dați la împrumut. Nu se dă toată suma odată. De ce? Pentru că persoanele care nu vor fi verificate, pentru dânsii nu o să primiți bonus. În ce sens nu o să primiți bonus? Că nu o să primiți venitul pentru ei. Deci bonusul vi s-a dat,
Acest bonus îl dați la procente, iar persoana dată, dacă nu face verificare, pur și simplu nu îți primiți pentru dânsa. Respectiv și pentru acei 15 care singur este dat. Deci trebuie neapărat făcut verificarea. Unde noi dăm la procente? Deci uitați, este 1, 2, a 3-lea buton. Aici se dă strict la 7 zile. Ca împrumut, deci e da, dați mai jos și alegeți și puneți la 7 zile. Când o să aveți bani proprii, deja venitul, atunci o să puteți să-l dați la perioada și mai lungă. Bonus se dă numai la 7 zile. La fel, trebuie este de schimbat procentul. Deci uitați, în majoritatea bonusul se dă la 0,3. Și se dă, numai vedeți, trebuie să dați cât ați primit bonus. Cât e 15? Dacă chiar aveți 3 ori, 3 persoane care s-au înregistrat și ați primit verificare cât 15 și nu dați odată 45, dar faci de 3 ori cât 15. Ca să nu se blocheze tăți 45 de monete care le-ați primit. Deci eu dau cât 15 și aici la procent pun 0, 3. Restul lăsăm standard, aici ia legem din ce cont, deci din contul bonusul este la mine. Eu am acum ca bonus încă 221 de monete și nu pun, vedeți, 221, dar pun câte 15. Sau câte 4. Verificați încă o dată dacă ați făcut corect. Uitați-vă, pentru o să fie venit 31 de 0.31 de Bitcoin. Deci dați 15, profitul o să fie 0.32. Deci un fel de calcul merge. Și apăsați pe emite. Și aici trebuie scad la mine cu 15. Se face starting la depozit. Și vă spune cu succes. Vedeți și a scăzut cu 15. Acum, unde vedem depozit deschis? El apare aici. Când a apărut, vedem să apăsați, am deschis deja mai multe. Apare informația, start pe data de 7, de pildă. Ora, vedeți, 9:10. Finish, data de 14 la ora 9:10. Deci când o să se va finisa, prima o să apăsăm pe vedra profit. Dacă o să facem invers, o să pierdem venitul. Deci noi prima scoatem profitul, iar apoi o apăsăm pe depozit. Depozit, ăsta e bonus cel care l-am primit, el o să dispară, noi o să rămânem doar cu profit. Și deci, ești 7 zile, de aici, profitul va apărea aici. Unde o să putem, ori să dăm la scos, ori să, dacă vrem, mai cumpărăm. Deci, informații despre cont, uitați-vă aici, portofelul nostru de Bitcoin. Aici o să fie monete.
Aici o să fie posibil de trimis, dacă vrem, nu știu, la vânzare ori în altă parte și de a primi. Wallet, transaction, istorie, o să-i pun că n-am nimic. Deci cam asta cel mai important. Apoi mai este așa un moment, dacă aveți mai multe persoane invitate, puteți să vă uitați aici la mijloc, cam câte sume de pilă de 15 să creați câte de 4. Vă orientați cam câte aveți, scriți undeva și le creați depozitele acestea când le dați la procent. Ca să nu se blocheze, deci că ce am citit pe chat la Telegraph care este, care se primește persoanele care au dat în sumă tot bani odată, la dânși și profitul se blochează. Din cauza că de pildă aveți 5 oameni, dar din 3 și numai 3 au făcut verificare. Deci 2 nu au făcut verificare, din care cauza pentru cei 2 nu puteți să ridicați profitul. Deoarece a sunit 5 sume împreună, toată suma este blocată. De ce faceți, cum am spus, aveți 5 oameni, faceți 5 împrumuturi, cât e 15. Aveți 3 oameni, 3 cât e 15. Aveți 3 oameni, între care 2 cât e 15 și 1 cât e 4, înseamnă că 2 de 15 și 1 de 4. Vedeți cum este. Deci aici unde e 0, deci persoana dată n-a completat datele personal. Și n-a finisat până la urmă posibil corect înregistrare. Căci sunt multe persoane care ei se vede că au făcut înregistrare, au început ceva, dar pentru dânsi n-am primit bonus. Respectiv nici ei n-au primit bonus, că dacă ei primeau și eu respectiv era să primesc. Deci undeva persoana dată a făcut greșeală. În cazul dat, dacă n-ar merge, n-ar primi nimeni bonus, nimeni n-ar avea plățile acestea. Dar majoritatea, vedeți, au cătare amirat că s-a dat bonus. 4 de bitcoin am primit din nivelul 2. Până când se dă bonus din nivelul 1 și 2. Pentru 3, 4 nu văd eu. Și 5, cum arată ei aici că bonus din 5 nivele. Și deci, uitați-vă, azi o persoană s-a înregistrat, mi s-a dat 15 monede. Mâine, de pildă, cursul la monetă poate să crească și se recalculează cât e bonusul acesta. Deci poate să fie, de pildă, deja 14 monede pentru persoană. Ori 13, ori 12. Căci ieri, de pildă, se dădea 17 monede, nu 15. Era cursul mai mic la monetă. Deci, cam atât ce am vrut să spun, nu mai bine.